Bine ne-am găsit, prieteni! Sunteți gata de vacanță? Astăzi m-am gândit să vorbim despre pregătirea pentru vacanță. Ce facem cu câinii noștri, dacă vrem să-i luăm cu noi în călătorie, cum îi transportăm, ce pregătiri trebuie să facem și cu ce trebuie să fim dotați pentru astfel de călătorie. Vacanța poate începe oricând, să țineți minte acest slogan, să zic așa, această formulă, pentru că atunci când ai toate dotările necesare ca să poți să iei câinii cu tine, fie 1, fie 2, fie 3, fie 6, dacă ai toate lucrurile bine puse la punct, efectiv, vacanța poate începe oricând. Astfel, acestea fiind spuse, haideți să începem cu începutul. Ce ne trebuie pentru o călătorie de succes? Ne trebuie o mașină suficient de spațioasă încât să începem să facem pregătirile. Ce înseamnă pregătiri? O să vedeți. Avem aici un portbagaj. De preferat este să aveți o mașină break, să aveți un jeep, să aveți o mașină mare, un van, un monovolum, ce vreți voi, doar ca să aveți loc să vă organizați pentru această călătorie. În acest caz, am această mașinuță care este break cu un portbagaj spațios. Pentru ce? Veți vedea. În acest spațiu eu vreau să organizez căsuța cățeilor. Am 3 câini și trebuie să-i organizez pe toți ca atare, să aibă căsuța lor în mașina mea pentru fiecare moment din călătorie, să nu aibă niciun fel de problemă, să aibă tot confortul și totodată, dacă este vorba, să se odihnească, să aibă unde să o facă. Suntem pregătiți pentru a pune căsuța cățeilor. Aceasta este căsuța cățeilor, având în vedere că am o căsuță mare pentru cățeii mei, împărțită în două, după cum puteți vedea. Aici am căsuța împărțită cu o tablă. De ce? Pentru că în una din părțile căsuței lor va sta unul din căței. Apoi, în partea cealaltă, într-un spațiu destul de generos, o să vedeți despre ce este vorba, stă cel de-al doilea. Cu acestea fiind spuse, haideți să începem încărcarea. Deci va trebui să potrivesc această căsuță exact în spațiul pe care l-am la dispoziție, în portbagaj. Dacă vă interesează să faceți ceea ce veți vedea în acest video, este important să fiți pregătiți cu logistica din timp pentru a putea să plecați la drum fără griji. Deci, încep cu potrivirea cuștii. O voi împinge suficient cât în momentul în care închid aici, în această lunetă, să nu atingă colțurile cuștii. Am potrivit cușca, este foarte bine. Ceea ce urmează este să facem tot confortul rezidenților acestei căsuțe. În consecință, confortul ce înseamnă? Pentru că ței confortul nu înseamnă mare lucru. Marele lor confort este să fie alături de haita lor, de șeful lor, liderul lor, de cel pe care îl preferă și pe care îl iubesc, și anume stăpânul. Dar pentru un confort maxim este important să punem o pernuță pe care să stea cățelușii. Credeți-mă, câinii pot sta bine mersi și pe această tavă. Vedeți? Este o tavă detașabilă pe care pot sta fără probleme, însă de ce să nu le creăm un spațiu ca acasă? Și atunci punem această păturică și fiecare dintre ei va urca în această căsuță. Începem cu primul cățel. Și nu cel mai important, pentru că toți sunt importanți în acest ansamblu, însă veți vedea despre ce este vorba. Începem așadar cu primul rezident al căsuței din mașină. Acesta este Takeo și
Hai, sus, în căsuță. Bravo. Așteaptă. Așteaptă. Șezi. Bravo, foarte bine. Așteaptă. Închidem frumos portița și ne pregătim pentru al doilea rezident. Hai, vine aici. Așadar, am adus-o și pe cea de-a doua, ea este Tim, cel de-al doilea rezident al căsuței din mașină și acestea fiind spuse, Tim se va duce la locul ei. Hai, sus! Bravo, stai acolo. Observați cât confortare. Îi place la nebunie să stea în partea ei de căsuță, în camera ei, cum îmi place mie să-i spun, și cu această pernuță. Este confortul pe care și-l doresc atunci când sunt în călătorie. Care este avantajul unei astfel de căsuțe în mașină? Pentru că voi puteți să vă puneți câinii și în tot portbagajul să se învârtă. Însă, câinii lasă păr, se murdărește mașina. În călătorie sunt tot fel de momente în care accelerezi, în care pui frână, în care trebuie să tragi stânga-dreapta și dacă nu sunt într-un spațiu restrâns, câinii se dezechilibrează. Dezechilibrându-se, ajung dintr-o parte în cealaltă a portbagajului și totodată dacă sunt doi și sunt amândoi în portbagaj, când se dezechilibrează, vin unul peste celălalt și lovindu-se se pot provoca și poate ieși un mic conflict acolo pe care nu vi-l doriți atunci când sunteți pe autostradă la volanul mașinii în plină viteză. Nu puteți să vă opriți imediat, nu puteți să-i opriți din acea luptă dacă ea are loc, așa că punând căsuța, stând fiecare în spațiul lui, se rezeamă mai bine de pereții cămăruței lor și atunci, indiferent de ce manevre faci, ei sunt mai în siguranță. Închidem portița și suntem gata de plecare. Așadar, dragii mei, pentru că vorbeam mai devreme de căsuța cățeilor în mașină, având în vedere că am o mașină cu un spate generos, am avut posibilitatea să pun căsuța cățeilor acolo pentru a avea tot confortul. Dar ce facem dacă avem 1, 2, al treilea câine? Păi dacă avem al treilea câine, este absolut necesar să adaptăm spațiul. Un pic de imaginație vă ajută ca să puteți să luați deciziile pe care le doriți. Eu am ales așa. Am lăsat aceste, dacă observați, aceste banchete, le-am lăsat pur și simplu culcate, pe care eu voi amplasa aici, voi adapta și voi pune cea de-a treia căsuță. Căsuța celui mai mic din această haită, din acest grup care se pregătește de vacanță, și anume Tipitip. Astfel, vedeți? Este cea de-a treia căsuță, căsuța celui mai mic din grup, și anume Tipitip. Ce voi face cu această căsuță? Încerc să o potrivesc în spațiul din interior. Și astfel că o pun aici, mă asigur care spațiul necesar, dar o să mai fac un lucru, veți vedea, vis-a-vis de tot acest spațiu. Este important, pe cât posibil, să vă protejați mașina și să vă protejați părțile care se pot zgâria cel mai ușor, și anume partea aceasta de metal, partea aceasta de piele. Nu uitați, câinii, ca să intre la o asemenea înălțime în care este pusă căsuța lor, trebuie să se cațere. Și atunci când se cațără, pot zgâria cu ghearele până ajung sus. Și facem un nou artificiu pentru a rezolva această problemă. Astfel, avem o pătură la dispoziție, o păturică pe care să o folosim la modul strategic pentru a ne proteja mașina. Gândiți-vă că plecând într-o vacanță de o săptămână sau două sau poate mai mult, câinele se va urca de cel puțin și va coborâ de cel puțin 3 ori pe zi. Astfel că vrem să avem mașina, credeți-mă, vrem să avem mașina protejată. Și voi face în felul următor. Ridic cușculița, pun păturica de dedesubt, da? Și mă pregătesc să urc rezidentul, cel de-al treilea rezident al
căsuțelor din mașină, dar are camera lui, e un pic mai privilegiat el, are camera lui, însă ceea ce am făcut a fost doar să adaptez spațiul mașinii, pentru că ceea ce va trebui să aveți în vedere este și spațiul în care bagajele voastre vor fi depozitate. În aceste condiții, această formă de cușcă, chiar și pentru partea aceasta de pe banchetă, să zic așa, este o formă avantajoasă pentru toți, pentru că poate intra acolo, dar ea este suficient de îngustă să rămână mult spațiu în partea cealaltă. Veți vedea. Tipitip este cel de-al treilea rezident. Cel de-al treilea rezident al căsuțelor din mașină iubește să plece în călătorie, iubește să exploreze locuri noi și pentru asta este foarte încântat de plecarea aceasta. Are mici emoții, tocmai de aceea cumva el se uită ciudat și are impresia că, wow, o să mergem în mașină și ce o să se întâmple, dar nu vă duceți pe fenta aceasta a tremuriciului câinelui, câinii sunt foarte rezistenți, câinii știu exact să se adapteze situațiilor și supraviețuiesc, credeți-mă. Acum îl punem pe Tipitip să intre în mașină, ori îl puneți pur și simplu cu mâna, ori dacă știe ce are de făcut, facem așa, Tipitip, hai sus, haide, hai sus, sus, hai sus, 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 bravo. Observați, a suit sus. Când s-a suit, a avut mare nevoie să se agațe, să se cațere cu ghearele. Dacă nu era această păturică, ori aluneca și se descuraja, pentru că trebuie să-l înveți pe cățeluș și un pic de escaladă, ca pe noul context și așa cum este cușca adaptată în mașină și pusă aici, această căsuță a cățeilor de care vorbim, el trebuie să învețe drumul către sus, să nu-l iei mereu în brațe, să-l pui în cușcă. Și atunci îi dai toate șansele să reușească prin faptul că este o păturică, un cauciuc, ceea ce vreți voi să puneți, vă și protejați mașina, are și el rata de succes foarte mare cocoțându-se cu ghearele și astfel învață că poate ajunge în spațiul destinat cuștii lui. Vom face încă ceva. Hai, Tipi, liber. Ca și la ceilalți doi, vom pune o păturică care îi oferă tot confortul. O băgăm păturica aici. Pe această păturică el va sta, se va relaxa. Deși poate, exact cum v-am spus, să stea bine mersi și pe acea tăviță. Hai, Tipi, vin aici. Vin aici, hai, sus, sus. Ops, a ajuns sus. Am închis cușculița. Pun această păturică la adăpost aici. Câinele este în siguranță. Am îmbarcat câinii, oameni buni, și suntem pregătiți de drum. În momentul în care sunteți pregătiți de drum, nu rămâne decât să aveți rovinietă la voi, să aveți încă carnetul de șofer, să aveți mașina cu combustibilul potrivit și cu rezervorul plin și să vă luați toate bagajele de care aveți nevoie. Așadar, oameni buni, gata de călătorie. Tocmai vorbeam de căsuțele cățeilor, însă acum este timpul să folosim spațiul care ne-a mai rămas pentru bagajele noastre. În momentul în care v-ați aranjat cum trebuie în spațiul pe care l-aveți disponibil în habitaculul mașinii, v-ați aranjat căsuțele cățeilor cu succes, urmează bagajele și așa că este momentul să ne organizăm spațiul. Dacă observați, am lăsat în mod strategic un spațiu dedicat acestor bagaje. Punând aici bagajele așa cum ne-am propus, suntem gata să pornim la drum. I-am luat șepcuța de această dată, sunt un mare fan al șepcilor, băscuțelor, pălăriilor și ceea ce mai vreți voi. Dacă mă bate soarele, dacă mă plouă, acestea mă vor proteja. Sunteți liberi să folosiți pălăriile malagambiste pe care le doriți și să porniți în călătorie. Ne vedem cât de curând!